Emoții mari pentru elevi. Mâine începe simularea la evaluarea națională și atât elevii cât și profesorii vor avea parte de o premieră. Lucrările vor fi corectate digital. Ministrul Educației Ligia Deca asigură că noul mod de corectare nu va influența nici tipurile de subiecte, nici timpul de lucru al elevilor. Ministerul Educației a publicat pe pagina de Facebook cele mai importante beneficii ale acestui proces, precum și cele mai frecvente întrebări și răspunsurile lor. Elevii de clasa A8 vor susține mâine proba la limba română din cadrul simulării evaluării naționale potrivit calendarului. Astfel, după ce școlarii termină de scris, lucrarea aceasta va fi predată către profesorii supraveghetori. La rândul lor aceștia le vor scana și le vor trimite mai departe colegilor lor de catedră din alte jutețe. Rezultatele obținute la simularea evaluării naționale vor fi publicate pe 23 februarie. Notele nu vor fi puse în catalog. Acest lucru va fi posibil numai dacă elevul solicită asta.